Ați venit să faceți vizita medicală? Da, bună dimineața, în primul rând. Am venit să facem un control medical, să vedem care este situația. Sper să fie toată lumea ok și să vedem ce se întâmplă. Păi ploaie așa? Da, când plouă se spune că e bogăție. Sperăm să vină și la noi. Ați avut vreo veste, ceva? Se aude ceva în ultima vreme? Apropo de bogăție. Da, am înțeles că sunt niște discuții care urmează să se concretizeze, adică să știm pe ce drum o să mergem. Au apărut multe știri care nu sunt adevărate, că o să fie faliment, că o să fie până vineri, până nici vorbă. Mâine este vineri. Nici nu s-a discutat așa ceva. Am avut o discuție care aici am văzut că dacă avem o discuție și se discută ceva, în 30 de minute apare în ziar, dar apare cu totul altă poveste. Sunt multe lucruri exagerate care apar. Dar care a fost mesajul conducerii? Conducerea este alături de echipă și încearcă până vineri să achite un salariu. Dacă nu se reușește, discutăm din nou și vedem ce se întâmplă. Dar nici vorbă că e zi decisivă, că să închid porțile, să pune lacătul. Situația ta care este? Situația mea e una bună. Adică... Încă n-ai semnat? Încă n-am semnat contractul, da. nu l-am semnat pentru că mai am de clarificat niște lucruri cu voluntarul și cred că în decursul zilei de astăzi sau mâine, sau aștept mâine să vedem ce se întâmplă. Da. Dar nu ți-e frică să vii la Dinamo, scuze-mă. De ce să fie frică? Nu știu, e totuși o situație așa. Este o situație incertă. Încertă. Da. Situația se poate schimba. Sau nu? Vă plac provocările? Cred că o să fie o provocare frumoasă pentru orice jucător care mai rămâne aici sau care o să vină aici. La ce te aștepți mai exact dacă o să jucați în Liga a doua? Nu știu, dacă aveți șanse de promovare? Șanse de promovare o să fie dacă lucrurile o să se rezolve într-un fel sau altul. Adică momentan cu ce se întâmplă acum o să fie foarte greu, dar dacă lucrurile o să-și revină, o să vină niște oameni lângă echipă care își doresc promovarea, eu zic că nu o să fie problemă. S-a pus problema să nu jucați amicalul de sâmbătă, că au apărut alte articole. Sunt unii jucători care încă sunt în discuții cu conducerea, despre contract, despre ce o să întâmple. Nu știu acum. Eu zic că o să jucăm. Și o să vă strângeți 11 jucători? O să fie mai mulți de 11. Eu cred că o să joace fiecare, pentru că e o perioadă de pregătire. Fiecare cred că a înțeles că chiar dacă o să rămână sau o să meargă altundeva, este nevoie să te antrenezi, să fii pregătit când ajungi la următoarea echipă. Voi jucătorii au venit să cei mai optimiști. Acum nu înțeleg ce să vin să plâng la stadion, să nu vedem ce o să întâmple și timpul poate să le rezolve pe toate. Vei la vesta medicală, te gândeai că vei rămâne la Dinamo și la vesta medicală? Da, de ce nu? Ne gândeam. Este o situație neclară încă la Dinamo, dar sperăm că săptămâna asta se vor rezolva mai multe treburi. Cum de ai rămas? Da, nu a fost vorba să plec. Dacă ei și-au dorit în continuare, eu îmi doresc în continuare să rămân aici. Și sper că toată lumea și-a dorit să plece? Da, pentru mine este ok, fiind având în vedere că sunt din București, este important să rămân acasă. Chiar și așa în Liga a doua și în condițiile acestea? Chiar și în Liga a doua și în condițiile acestea. Dar speranțele care sunt în momentul? Am spus, momentan nu se știu foarte multe lucruri, nici noi nu știm. Dar e frustrant, este o situație incertă. Da, este frustrant, dar eu zic că lucrurile se vor rezolva. Vă temeți și de un faliment, că se tot vorbește de faliment. Da, lumea tot vorbește de faliment de foarte mult timp. Nu ne temem, până la urmă rămâne de văzut. Așteptați ziua de mâine? Ziua decisivă? Așteptăm în mai multe zile. Tot am așteptat ziua decisivă. Poate nu va fi nici mâine, nu se știe. Dar vom vedea. Conducerea ce va transmite vis-a-vis de ziua de mâine? Ne-a zis că este posibil să se rezolve mai multe chestii, să fim preluați de cineva. Dar nu se știe încă. Amicalul se va juca? Da, se va juca.
Se joacă. Strângeți? Ne strângem, da. Avem, avem destui, avem destui jucători. O să ne strângem. Ai mai făcut cunoștință cu cei noi că au mai venit? Da, este adevărat. Foarte mulți jucători tineri, foarte mulți copii care ne-am cunoscut acum, dar asta este situația în momentul de față. Tu pare obișnuit cu astfel de situații dificile că ai mai trecut? Am tot trecut prin situații dificile și mereu am scos-o la capăt. Sper să o scoatem și acum. Dar pareți mai optimist așa decât s-a fi așteptat lumea, să zic. Da, am văzut, am observat. Nu, dar e normal, până la urmă suntem aici. Dacă suntem aici, înseamnă că vrem să rămânem aici și vrem să facem treabă. Mă pare că e din ce în ce mai greu și se întâmplă din ce în ce mai multe lucruri, nu? Așa pare. Da, nu este chiar adevărat tot ce apare pe la televizor. Da, aveți așa apă, aveți tot ce... Avem apă, avem de toate. Avem condiții foarte bune de antrenament. Și totul este ok. Dar comparativ cu alte echipe la care mi-ai fost și prin situațiile dificile prin care mi-ai trecut, cum este aceasta? Este situația aceasta, că n-avem un președinte, n-avem... Așa mai fi. Nu există cineva care există cineva cu care să, da, să comunicăm, să le spunem toate problemele. Și... Antrenor mai aveți? Avem, avem. Deocamdată? Deocamdată avem, da. Siguranța banilor exact o aveți, adică vă veți avea... V-am spus, deocamdată nu se știe nimic, asigur. Sperăm că se vor rezolva și în cel mai scurt timp. Mulțumesc!